Salutare! Astăzi vom scrie corect, sau cel puțin vom încerca să scriem corect, iau. Și cum ne-am învățat deja, o să ne amintim ce sunt ortogramele, și anume că ortogramele sunt modele de scriere corectă. De cele mai multe ori, și nu de cele mai multe ori, ci e o regulă, se scriu separat, adică cu linița de cratimă, atunci când avem două cuvinte. Da? Că este sau, că este nea, că este neam, că este mia, că este ia și iau, cea pe care o facem astăzi, acestea reprezintă două cuvinte. Scriem iau într-un cuvânt atunci când se poate înlocui cu cuvintele apuc sau prind. Și de cele mai multe ori are sensul de a lua. Exemple de propoziții au fost astăzi iau trenul către Sinaia, iar alt exemplu este iau copilul de mână și traversez la culoarea verde a semaforului. Și scriem iau cu liniuță de cratimă atunci când se rostesc două cuvinte în aceeași silabă. Și le-am împărțit cu un pic pentru a vedea ce semnificație are fiecare cuvânt. Și îl vom lua pe au, care se leagă prin înțeles cu cuvântul care urmează și care este un verb de cele mai multe ori sau un cuvânt care ne arată acțiunea, și i, care ține locul unei persoane. Și dacă sunteți mai mari, o să știți că i reprezintă pronumele personal, o formă neaccentuată. Ca propoziții pe care vi le propun să înțelegeți de ce scriem iau în două cuvinte și punem cratimă, ar fi: medicii i-au testat pe oameni veniți din străinătate. Observăm că au, componenta au, da, formează împreună cu testat o formă a verbului a testa, o formă pentru trecut, da, au testat. Și i reprezintă, cum am spus, mai ține locul unei persoane. Aici mai multe persoane. Au testat pe cine? Pe ei, îi, i. Da? Este o formă neaccentuată a pronumului personal, persoana a treia, numărul plural. Mai departe, autoritățile i-au convins să respecte regulile. La fel, cuvântul au ajută la formarea unui timp trecut, a verbului a convinge, au convins, iar componenta i, da, cuvântul i reprezintă același lucru pe care v-am spus mai devreme, și anume că pe cine au convins să respecte regulile, pe ei, îi, i. Deci e forma neaccentuată a pronumelui personal, persoana a treia, numărul plural. Bun. Să exersăm. Aici am pus cuvântul iau și ortograma iau, pentru a vedea ce tăiem, ce anume se potrivește. Când spunem iau, aplaudat, iau, trimis, iau, premiat. Observați că toate acestea sunt cuvinte care exprimă acțiunea, le spunem noi că sunt verbe, și am învățat din propozițiile anterioare că lângă iau, ortograma iau, stă de obicei un cuvânt care exprimă acțiunea. Atunci o să încercuim varianta de iau dezlegat. Dincolo avem iau
cărțile iau, cheile iau examenul. După cum observați, cuvintele acestea nu mai reprezintă acțiuni, ci sunt substantive, reprezintă obiecte. Și atunci o să încercuim iau, care are înțelesul de a lua, a apuca. Da? Și atunci o să încercuim cuvântul iau. Iau cărțile, iau cheile, iau examenul. Bun, și mergem mai departe. La fel o să exersăm și aici trebuie să punem pe linia punctată. Iau într-un singur cuvânt sau iau ortograma. Îmi iau mănușile și fularul pentru că e ger afară. Îmi iau mănușile și fularul. Observăm că sunt substantive, observăm că nu există o acțiune după cuvântul iau și atunci vom trece iau, bineînțeles, cuvântul. Iau. Următoarea propoziție este Anei. I-au plăcut mult florile primite de ziua ei. Observați că i-au plăcut. După i-au urmează plăcut, a place, da? Care este un cuvânt care exprimă acțiunea, deci un verb. Și atunci iau, vom trece ortograma iau. Linioară au. Scuzați, au. Mai departe, trebuie să merg să iau coletul de la curier. De astfel observăm că după cuvântul iau urmează coletul. Coletul este un cuvânt care nu exprimă acțiunea, ci este un obiect și atunci îl putem înlocui cu merg să apuc, să-l prind, să-l... Da? Este vorba de a lua. Și atunci iau se scrie legat. Iau. Bun. Mai departe, i-au dat banii cu o lună întârziere. I-au dat, observăm că după cuvântul iau urmează dat, a da, da, dau, dăm, dați. Așa, este un cuvânt care exprimă acțiunea, este un verb. Și atunci iau va fi ortograma iau, descriem i, cratimă, au. Observăm că au formează împreună cu dat forma timpului trecut. I-au dat banii cu o lună întârziere. Ultimul va fi iau bătaie mereu la acest joc de strategie. Bătaie, putem număra o bătaie, două bătăi. Este un cuvânt care nu exprimă acțiunea. Este un cuvânt care se numără ca parte de vorbire fiind substantiv. Iau bătaie. Da, și o să scriem cuvântul iau, iau. Bun. Perfect. Mergem mai departe. Veți avea de creat o poezie în care să folosești ortogramele învățate până acum. Și anume sa, sau, la, ia, neam și ortograma învățată astăzi, iau. Mult succes! Pe curând!